Curtea Constituțională a respins solicitarea deputatului pro-Moldova Sergiu Sârbu de a suspenda procedura de declarare a vacanței mandatului de deputatului Ștefan Gațcan. În decizia publicată pe site-ul Curții, instituția menționează că nu deține competențe în acest sens. Precizăm că pronunțarea unei hotărâri pe fondul sesizării încă urmează a fi făcută în cadrul unei ședințe ACC. Sergiu Sârbu a solicitat magistraților să interpreteze articolele 68, 69 și 71 din Constituție și să se expună pe marginea independenței mandatului de deputat. Mai exact, Sergiu Sârbu a întrebat în alta curte dacă parlamentarul este în slujba poporului sau a partidului și dacă un deputat poate fi obligat să-și depună mandatul în cazul în care părăsește fracțiunea sa. În data de 1 iulie, Partidul Socialiștilor a anunțat că Ștefan Gațcan renunță la mandatul de deputat după ce, cu o zi mai devreme, acesta a părăsit fracțiunea parlamentară a PSRM și a declarat că aderă la grupul Pro-Moldova. La rândul lor, deputații Pro-Moldova susțin că Gațcan ar fi fost presat și intimidat de socialiști pentru a renunța la mandatul său. Ultimii au respins aceste acuzații. Ulterior, Gațcan a apărut în câteva înregistrări video în care a dat asigurări că nu a fost presat sau sechestrat.